Gabriela Saulea este alături de noi, trainer pe probleme de despărțiri și reîmpăcări. Bună dimineața! Bună dimineața! Azi v-am propus un subiect delicat. Se cheamă ciorba reîncălzită. Ciorba reîncălzită care nu e bună. Păi asta v-am chemat să vă întrebăm. Vedem în jurul nostru oameni care au fost despărțiți jumătate de an, un an, și după aia s-au reîmpăcat, au făcut și doi copii și acum au povești. Nu știm dacă sunt bune, dacă... Acum fiecare situație este diferită, dar putem să ne uităm un pic la statistici. Se spune că aproximativ o treime din cuplurile care se despart ajung să se împace. Doar din păcate, doar mai puțin de 20% rezistă în relație pe termen lung. Deci, practic, dorința de împăcare există la o treime din cupluri care se despart, însă ceva face ca această ciorbă reîncălzită să nu funcționeze, decât la 20% dintre ei. Dar de ce ne întoarcem la un fost când avem atâtea alte opțiuni? Pentru că odată suntem în zona de confort, suntem în obișnuință, cum s-ar zice. Știm foarte bine, ne știe foarte bine, nu mai trebuie să ne străduim prea mult, atunci e mai ușor cu un fost. Plus că toată ni se face dor, câteodată n-am încheiat ce am avut de spus, n-am avut acel closure și atunci vrem să ne întoarcem ca să putem să fim noi aia care plecăm. Deci avem multe motive pentru care vrem să ne dăm o șansă relației, de multe ori fără să fim conștienți de ce o facem. Dar ce e foarte important și acum, de exemplu, în grupul meu sunt foarte multe persoane care vor să-și salveze relația, da. E dacă știm cum să o facem, pentru că există o metodă prin care poți să faci o relație să funcționeze după împăcare sau poți să fie doar o suferință în plus care apare imediat după ce trece acea lună de miere a reîmpăcării. Da, care toată lumea știe că reîmpărcarea... Da, e dulce la început. Dați-mi două, trei liniuțe pentru cei de acasă. Haideți să dau două, trei liniuțe cu așa nu. Ce nu facem dacă vrem să ne împăcăm cu persoana care a hotărât să se despartă de noi? Vă rog. În primul rând, nu-l asaltăm sau nu asaltăm cu zeci de mesaje și ne băgăm în seamă și vrem să ne dea atenție, pentru că transmitem disperare, transmitem ce bine că am scăpat de persoana asta care nu se poate să mă lase în pace. Ok. Așa nu ne apucăm să ne rugăm de persoana respectivă. Dar ia-mă înapoi, dar vreau să fiu cu tine, dar să-ți fie milă de mine, nu mă lăsa, fără tine nu pot trăi. Haide, vino înapoi. Pentru că ce stârnește este un sentiment de milă. Nu Bun. Este acel respect, acea iubire pe care tu ți-o dorești de fapt de la persoana iubită. Deci țineți decența și onoarea? Cât poți de mult în frâu. Okay. Și a treilea lucru, nu mă apuc să fac 1000 de gesturi de afecțiune, să-i duc mâncarea preferată, să-i spun că îl iubesc sau o iubesc sau toate lucrurile astea, pentru că omul a plecat tocmai pentru că se simțea rău în relația cu tine. Ori dacă tu îi spui că asta este iubirea pe care eu ți-o ofer, o să spună mulțumesc, că n-am nevoie de iubirea asta. Deci în perioada în care se produce despărțirea și eu vreau, gândesc o împăcare, am o anumită strategie pe care o aplic, pe care noi în programul Phoenix o luăm pas cu pas. Prima strategie ar fi cu liniuțe, să creez spațiu. Deci dacă omul respectiv, doamna, domnul, a hotărât, eu vreau să plec pentru altul, pentru că am nevoie de pauză, pentru orice motiv, lasă-l să plece. Lasă-l să se ducă să-și facă ce are de făcut. Pentru că doar în felul acesta, persoana respectivă va apuca să-i fie dor de tine. Okay. Dacă tu ești cu telefoane, cu mesaje, cu ciorbița la ușă, cu toate lucrurile astea, eu să zic că ce bine că am scăpat. Deci, în prima etapă este acest no contact policy, se numește. O perioadă nu comentezi, nu discuți, nu te bagi în seamă cu persoana respectivă. Asta te aduce pe tine înapoi în poziția de putere în relația ta. După care, tu trebuie să faci ceva. Trebuie să înțelegi de ce s-a produs ruptura. Pentru că dacă tu n-ai înțeles de ce v-ați despărțit și te gândești că a trecut o lună, ne împăcăm și totul va fi lapte și miere, întrebarea e ce s-a schimbat. Îți pui sâni. Sigur, sau am mai slăbit 10 kg. Chiar dacă ești bărbat, trebuie să faci o schimbare. Pune-ți sâni. Bun. Vă pun câteva întrebări mai tehnice, dar am nevoie și de niște cazuri. Vă rog, cazurile. Cine vrea să intre în discuția noastră, vă așteptăm alături de noi. Ramona, nu știu dacă e cel mai bine să vii cu un castravete, dar mă rog, e treaba ta. Luați, avem cazurile. Avem câteva cazuri aici, doamna Saulea. Până intră în confort. Tu de ce te-ai ținut după mine? Așa, gata, că mă aud acum. Am zis cazuri total întâmplătoare. Da, am luat niște oameni de pe stradă. Da, sărut mâna. Prima întrebare vine de la mine, vă rog să pregătiți întrebări. Stăm despărțiți și după aia poate o reluăm și e chiar bine. Dar cât poate să dureze despărțirea asta? Că eu cred că nu poate să dureze 2 ani. Câteodată poate dura și 30 de ani. Am văzut oameni care s-au întâlnit după prima iubire, după ce au fost căsătoriți și au făcut o a doua nuntă. Dar nu vorbim despre aceste cazuri, vorbim despre o despărțire de 3-6 luni. Dacă J-Lo a putut, sigur putem și noi. Dar n-ai văzut ce-i face lui ăla?
A doua întrebare. E bine ca în eu mă uit la filme americane, să știți. E bine ca după perioada de despărțire să scoți direct inelul? Întreb. Mie mi se pare un gest extrem. În sensul în care după ce ne-am despărțit... Ne-am împăcat, dar direct cu inel. Nu, eu cred că cel mai bine ar fi, după ce ne despărțim, să facem acest proces în care să înțelegem ce n-a funcționat în relație, pentru că sunt foarte multe lucruri care, pe care nu le-am identificat încă. Și după ce ne-am reîntors și am zis hai să ne dăm o șansă, să o luăm pas cu pas ca și cum am fi la o nouă relație. Deci un nou început. Practic de asta nu spunem că ciorba încălzită e bună. Nu, e o altă ciorbă. Trebuie să fie altă ciorbă. Sunt aceleași personaje. Se poate altă ciorbă cu aceleași personaje? Da, se poate. Se poate. Mă rog, dacă aveți întrebări, că te v-am chemat. Este adevărat că o relație care va funcționa este o relație formată din două persoane în aceeași etapă a vieții, indiferent de vârsta lor. Este adevărat? Este adevărat. Gradul de maturitate emoțională, despre aceasta vorbim, că în etapa vieții, trebuie să fie echivalent. Nu poate fi unul foarte imatur și unul foarte matur, pentru că e ca și cum te-ai cupla cu un copil de grădiniță. Probabil la început e interesant, e amuzant, dar după când încerci să spui bazele în persoana de lângă... Apar probleme. Mie mi se pare că noi femeile evoluăm mult mai rapid și creștem, dacă vrei, emoțional mult mai rapid decât bărbații. Și atunci noi chiar îl vrem pe ăla, chiar dacă el a rămas puțin în urmă, ce facem să-l aducem după noi? Dacă suntem atât de buni încât să putem să formăm pe cineva să fie odată cu noi, e mare lucru. Însă de multe ori avem nevoie de energie să creștem noi, nu să mai creștem încă un copil pe lângă noi. Deci ideal ar fi să ne însoțim de cineva care ne poate susține în creștere și nu cineva care ne ține pe loc sau ne pune în situația aceasta. Și nu e neapărat de vârstă. Nu e de vârstă. Am văzut tineri care au o maturitate emoțională fantastică și am văzut adulți de 40 deci am văzut și eu de 40 de ani. Care se comportă ca niște copii în situații de criză. Deci nu există maturitate emoțională legată de vârsta biologică. Ce facem în situația în care avem o relație de 10 ani, iar drumurile cumva emoționalul ăsta la cineva înghețat și... te uiți la partenerul de lângă și îți dai seama că nu mai e ce trebuie. Dar în același timp nu vrei să-i rupi inima. Sunt 10 ani totuși în spate. Da, ideea e, dacă tu începi să crești emoțional, e ca și cum tu ai urcat pe o treaptă, ca pe o scară și ești de mână cu partenerul tău. Dacă tu urci și partenerul rămâne pe loc, la un moment dat ai două opțiuni. Fie te oprești din creșterea ta ca să rămâi pe aceeași treaptă cu partenerul, fie îi dai drumul de la mână și urci mai departe dacă el nu vrea sau nu consideră că vrea să crească odată cu tine. Deci e o alegere pe care o faci, vreau eu să cresc, o fac pentru mine sau o fac pentru relație. Mulți sacrifică propria identitate de dragul relației. Nu e un pariu câștigător. Nu, că după aceea ne pierdem pe noi. Dar mai aveam o întrebare și m-am pierdut puțin că mi-ați dat detaliul. Te-ai pierdut de mai multe ori. M-am pierdut de mai multe ori. Iartă-mă, lasă-mă să mă gândesc puțin că... Era foarte importantă întrebarea, dar m-am dus departe. Puh! Ramona... Stai, nu, că era foarte important. Știu, dar dacă vrei să-mi lași 240 de lei, cam atâta e terapia cu Dani, poți să-i lași aici, sub ăsta, până-ți vine. Voiam să întreb, cum e mai bine să o rupem? Putem să spunem direct, băi, gata, nu mai vreau, pur și simplu nu sunt cu tine, nu ești cu mine, la revedere, sănătate. Sau îl luăm așa pe ocolită să-i fie și lui bine? La cine ne gândim mai înainte? Ne gândim, în primul rând, să ne fie bine la amândoi. Pentru că dacă las în urmă prăpăd, de mai departe, pentru mine va fi greu să intru într-o relație sănătoasă. Deci, practic, eu trebuie să închei sănătos o relație. Ce înseamnă încheiere sănătoasă? Înseamnă să pot vorbi cu partenerul, să-i spun ce anume nu a funcționat pentru mine, nu că tu ești nu știu cum, ci pur și simplu nevoia mea de a fi mai afectuos, de a fi mai nu știu cum, nu a fost îndeplinită și de asta am găsit pe X, pe Y, care poate să-mi ofere lucrul ăsta, în așa fel încât și partenerul să rămână lămurit. De ce tu ai ales pe altcineva sau de ce ai ales să pleci? Avem nevoie de o maturitate emoțională destul de puternică să putem face în acest mod încheierea. Sau avem nevoie de un specialist lângă noi atunci când suntem în criză, ceea ce rar folosim astfel de resurse, din păcate. Da, Saul, ați distrus aici niște mituri. Păi pentru noastră nu există bloc la telefon, văd că, păi cum... Cum să nu-i dai tu bloc pe toate cele? Te mai chem să-i mai spui? Deci no contact policy înseamnă bloc. Bloc, da? Există bloc, da, no contact policy. Dar bloc? Înainte de a da bloc, spun de ce am dat bloc. Și adică spui și de maică-sa. Am înțeles. Sunteți foarte sinceri astăzi. Hai că am înțeles. De multe ori, mă uit și eu prin jur. Unii s-ar împăca, da, cu soacra, nu cu ea. Și acolo e mult de muncă. Uneori familia e mai mișto decât ea. Eu nu vreau să zic nimic aici de față cu băiatul acesta, dar pe mine m-au iubit mai mult toate soacrele decât știm, băieții. Știm, mulțumim, doamna Saulea. La centru de pregătire, iată, militară, se învață și lucruri pragmatice. Că la urma urmei
Nu totul e o vioară și o serenadă în, în managementul unei relații. Să ne vedem cu bine. Îi dau legătura Ramonei, care pare că este nevorbită și nedespărțită de mult. Parcă simt încă o despărțire toamna asta. Despărțire de ce? Că n-am de ce până la...